Meteorologii au emis joi seara o atenționare de cod galben pentru mai multe județe din țară, printre care se află și județul Sălaj. În Zalău se circulă cu dificultate datorită ceții care s-a instalat peste oraș. Conducătorii auto sunt nevoiți să circule cu prudență și cu viteză redusă 30-40 de km pe oră. La ora 22 și 15 minute, în Zalău se înregistrau 2 grade Celsius.